Salut, dragi prieteni! Eu sunt Beatrice, bine ați venit la canalul meu! Astăzi vom pregăti unul din răsfățurile mele preferate, mai ales în weekend, și anume pizza. Haideți să începem! Pentru pregătirea aluatului, mai întâi vom activa drojdia. Într-un vas cu apă călduță, adăugăm puțin zahăr și drojdia și amestecăm totul bine împreună. Zahărul va ajuta la activarea drojdiei. Lăsăm vasul neatins timp de 5-10 minute până drojdia se mărește în volum și devine spumoasă. Între timp, într-un bol cernem făina. Veți observa că am indicat în rețetă o cantitate între 450 și 500 de grame de făină. Și asta pentru că fiecare făină absorbă lichid în mod diferit. De aceea, începeți cu 450 de grame și adăugați până la 500, doar dacă este nevoie. Adăugăm sarea și amestecăm în făină. În contact direct cu sarea, drojdia își pierde proprietățile, deci niciodată nu puneți sarea alături de drojdie. Adăugăm ulei de masline și drojdia activată. Pentru a frământa aluatul, eu am ales să folosesc un mixer la care am atașat cârligul, dar bineînțeles că puteți să-l frământați și manual până obțineți un aluat omogen și nu se mai lipește de bol. Trebuie să obțineți un aluat moale, nu trebuie să fie dens, dar în același timp trebuie să fie flexibil și nelipicios. Împărțim aluatul fie în 3 sau în 4, în dependență de mărimea și grosimea pizzei pe care o doriți. Eu o prefer mai subțire și deci am împărțit aluatul în 4. Formăm câte o biluță din fiecare și le plasăm pe o tavă presurată cu puțină făină. Acoperim aluatul cu un prosop umed și lăsăm să crească timp de o oră într-un loc călduț și lipsit de orice curent de aer. Între timp vom preîncălzi cuptorul la 240 de grade. Aici am o piatră de pizza care trebuie neapărat preîncălzită cu cel puțin o oră înainte de coacere. Piatra am plasat-o pe cea mai joasă treaptă din cuptor. Dacă nu dispuneți de o piatră de pizza, puteți folosi un platou obișnuit de copt. Eu o să prefer piatra pentru că ea redă pizzei o crustă absolut senzațională. Iar acum vom pregăti sosul de roșii. Pentru asta, într-o cratiță bine fierbântată, adăugăm puțin ulei de măsline și ustroiul. Ustroiul prăjim timp de doar 1-2 minute, în niciun caz nu vrem să arde. După care adăugăm piureul de roșii. Amestecăm puțin și condimentăm sosul. Eu am ales să adaug puțin oregano și cimbru uscat. Adăugăm sare și piper la gust. Aducem sosul la fierbere, după care îl lăsăm să fiarbă la foc mediu scăzut timp de 40-45 de minute. Cu cât mai mult veți fierbe sosul, cu atât mai mult veți elimina gustul acidic al roșiilor și efectiv veți obține un sos mai gustos. Cât timp fierbe sosul, este o idee bună să pregătiți toate ingredientele pentru topping, care pot fi absolut oricare vă plac. După aproximativ 40 de minute, sosul a scăzut și a devenit cu mult mai gros. Iar chiar înainte de a stinge focul, am să adaug niște busuioc proaspăt. Motivul pentru care nu am adăugat busuiocul împreună cu condimentele este pentru că dacă îl fierbem mult timp, el are tendința de a da un gust amărui, ceea ce eu am vrut să evit. Sosul este gata, iar pentru topping am pregătit niște pui tăiat cu bulețe pe care l-am prăjit, ciperci, ardei gras, roșii cherry, bineînțeles mozzarella și am să adaug și puțin parmezan. După o oră, porțiunile de aluat au crescut frumos, fiecare minge o voi găti direct pe paleta de pizza pentru a o putea transfera pe piatră. Dacă nu pregătiți pizza pe piatră, vă recomand să o asamblați direct pe platoul de copt. Pe paletă presurăm puțină făină de mălai sau griș pentru a preveni lipirea aluatului, după care întindem aluatul până obținem mărimea și grosimea dorită. Încep mai întâi doar cu degetele, după care mă plimb de câteva ori cu sucitorul, stăruindu-mă să nu presez prea tare marginile. Și formăm marginile pizzei ca în felul următor.
ungem suprafața pizzei cu sosul pregătit mai devreme, evitând marginile. După care adăugăm puiul și un strat de mozzarella. Motivul pentru care am ales să adaug mozzarella acum este pentru a aprovisiona puiul cu suficientă umiditate în timpul coacerei. Având stratul de mozzarella direct deasupra, va proteja să nu devină uscat. În continuare, adăugăm toate celelalte ingrediente rămase. Pizza o dăm la cuptor la temperatura de 240 de grade timp de 15-20 de minute până obținem o crustă bine rumenită. Pizza este gata, s-a primit absolut extraordinară, cu o crustă rumenă și crocantă și un aluat pufos în interior. Dacă nu ați folosit tot aluatul, porțiunile pot fi congelate fără nicio problemă și folosite ori de câte ori vă vine pofta de pizza. Lista ingredientelor folosite o veți găsi în descripția acestui video. Iar eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și în următoarea rețetă. Poftă bună! Pa, pa!